cosa se degustano? De ce? Gustul ei se schimbă. De ce asocierea dintre brânzeturi și vinuri este atât de savuroasă? Brânza, la fel ca și vinul, sunt amândouă produse de fermentație. Înțelegem prin fermentație la brânză ceva diferit de fermentația vinului, pentru că nu există o producție de alcool, dar prin procesele enzimatice, lactice, bacteriene, prin maturare, prin diverse procese foarte artizanale, brânza va avea un caracter organoleptic foarte bogat, la fel ca și vinul. Ce recomandă brânzeturile din gama Atelier de la Hochland în asocierea cu vinurile? Au trei tipicități diferite. Brânza cremoasă din gama Atelier mi se pare o brânză destinată mai mult unui consum aperitiv și, evident, îi putem asocia ceea ce consumăm la începutul mesei, adică vinuri spumante. Celelalte două tipuri, brânza nature și cea alintată cu vin, se focalizează pentru mine mai mult pe sfârșitul mesei, având o complexitate adusă de maturarea diferită și pot avea asocieri interesante, în special cu vinuri albe. Top 3 reguli pe care trebuie să le avem în vedere atunci când asociem vinurile cu brânza. Vinul roșu nu este singurul partener al brânzei. Vinurile albe sunt mult mai interesante pentru că au un nivel de aciditate care este destul de ridicat, fără a avea reacții adverse care pot să genereze gusturi metalice neplăcute, cum se întâmplă de multe ori cu vinuri roșii foarte corpulente și cu o cantitate mare de taninuri. Temperaturile de servire în ambele cazuri trebuie respectate. Să mergem cât se poate de simplu. Este esențial ca într-un platou reușit să ne focalizăm pe același tip de lapte. Oricine poate învăța cum să combine corect brânzeturile cu vinurile? Bineînțeles, este ceva foarte ludic, nu este foarte dificil. Să avem și o încredere în simțurile noastre, în memoria noastră gustativă, în tot ceea ce ține de ce este subiectiv și ce este personal. Cremoasă, alintată cu vin sau natur, care este sortimentul preferat și de ce? Brânza alintată cu vin, pentru că pe lângă faptul că este o maturare într-un microclimat foarte interesant, cel al salinei, prin această spălare cu vinul se impregnează noi arome și deci este o complexitate, un plus. Dacă ar fi să-ți descrii jobul într-un cuvânt, care ar fi acela? Călătorie, în toate sensurile.